Este o veste tristă pentru lumea politică din România. Doru Viorel Ursu a fost o figură importantă în istoria recentă a țării, jucând un rol semnificativ în perioada tumultoasă de după Revoluția Română din 1989. Contribuția sa ca ministru de interne în guvernul Petre Roman a marcat o etapă crucială în tranziția României către democrație. Deși mandatul său a fost marcat și de controverse, inclusiv mineriada din 1990, Ursu a rămas o figură respectată pentru implicarea sa în reforma sistemului de justiție și a aparatului de stat. Moartea sa la vârsta de 71 de ani este o pierdere semnificativă pentru România. A fost un om cu o personalitate complexă și o carieră controversată. Dar care a avut un impact inegabil asupra cursului istoriei țării, Uniunea Militarilor și Polițiștilor Mihai Viteazul a făcut un gest important prin anunțul decesului lui Doru Viorel Ursu, aducând un omagiu memoriei sale și contribuției sale la viața publică din România. Este important ca moștenirea lui Doru Viorel Ursu să fie analizată cu obiectivitate și discernământ, luând în considerare atât aspectele pozitive, cât și cele negative ale mandatului său. Doar printr-o abordare critică și echilibrată vom putea înțelege mai bine complexitatea perioadei de tranziție din care a făcut parte și vom putea trage învățăminte pentru viitor. Sincere condoleanțe familiei.